Vladimir Arseniev, prin taigaua extremului Orient. O carte care mi-a plăcut foarte mult. Am citit-o mai de mult când eram mai mic. Chiar tot și mă gândesc acum că, na, atunci nu aveam Discovery, Animal Planet, poate a compensat. Pentru că sunt peripețiile scriitorului, Vladimir Arseniev, împreună cu călăuza lui, Dersu, un localnic, din Rusia extremului Orient, de lângă Coreea, de lângă Japonia, deci de lângă Pacific, de pe coasta Pacificului, sau în nord, înspre Siberia de Nord. Foarte interesante aventurile, modul cum trăiau acolo oamenii, diversele triburi de acolo, vânătorii, cum trăiau, pentru că majoritatea economiei era bazată pe vânătoare și pe schimbul produselor rezultate din vânătoare cu coreenii, cu China. Foarte periculos, puteai da peste tigri, foarte interesant la un moment dat. E foarte interesant modul cum povestește. Te prinde. Parcă ești acolo. Parcă ești în mijlocul pădurii. Vă dați seama că este undeva extrem de departe față de orice centru al civilizației. Și ești pus singur să fii în fața naturii. Și în momentul când înseamnă natura și un tigru, cam nasol. Acțiunea se petrece pe la începutul anilor 1900, nu știu, 1902, 1907, ceva genul ăsta. Da, exact când era la noi răscoala țăranilor, 1907, chiar mă gândeam la momentul respectiv, uite, la noi era răscoala țăranilor și acest tip avea undeva la mii de kilometri aventurile de acolo din Extrem Orient. Nu prea sunt eu cu aceste cărți care insistă foarte mult pe descriere, pe descrierea florei, pe descrierea faunei, dar m-a prins pentru că au fost tot felul de aventuri relatate în ea și o să întâlniți un personaj, acest Dersu, călăuza al scriitorului, foarte interesant și prin concepțiile lui de viață și prin modul cum își trăiește viața. Eram să vă spun finalul, dar nu vi-l spun. Dacă vă place, vă recomand de Henri Troyat, Viața de fiecare zi din Rusia ultimului țar.